Datorită situației economice actuale, foarte multe întreprinderi mici și mijlocii consideră fondurile europene ca fiind o soluție salvatoare. În acest sens, și întreprinderile mici și mijlocii din județul Dâmbovița au apelat la aceste fonduri. SC Pibit SRL este o întreprindere mică și mijlocie din orașul Pucioasa care a accesat fonduri europene prin programul operațional regional 2007-2013, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, domeniul major de intervenție 4 3, sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor. Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea unei finanțări nerambursabile de către Ampor pentru implementarea proiectului mai sus amintit cu numărul 26.007 intitulat Dezvoltare linie butelere PET-uri, denumit în continuare proiect. Finanțarea este nerambursabilă și este acordată în baza schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea micro-întreprinderilor pentru domeniul major de intervenții, sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor în cadrul acestei axe prioritare, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local din cadrul programului operațional regional 2007-2013. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, iar organismul intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. SC Pibit SRL este beneficiarul acestui proiect, iar contractul de finanțare a fost semnat pe data de 21 septembrie 2011 cu titlul Dezvoltare linie îmbuteliere PET-uri, ce se va implementa în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița. Semnarea contractului a avut loc în data de 21 septembrie 2011. Implementarea lui începând următoarea zi semnării contractului, deci efectiv din 22 septembrie s-au început toate procedurile ceea ce țin de ea ce implementare. Ce înseamnă implementare? Fiecare proiect are în cadrul cererii de finanțare care este anexă la contractul de finanțare un calendar al activităților. Noi trebuie să respectăm acest calendar care se va întinde pe o durată de 7 luni de implementare. Obiectivul proiectului constă în creșterea competitivității beneficiarului în vederea dezvoltării durabile a economiei locale, regionale și naționale. Rezultatele proiectului vor consta în dezvoltarea liniei de producție PET-uri. Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.052.631,81 lei, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 848.896,62 lei. Durata de implementare a proiectului este de 7 luni, din data de 22 septembrie 2011 până în data de 21 aprilie 2012. De asemenea, în cadrul acestui proiect vor fi create noi locuri de muncă în orașul Pucioasa. În prima fază vor avea loc 5 angajări, iar în perioada următoare alte 15 angajări. Este o bucurie pentru noi, deoarece nu numai pentru sectorul privat, ci și pentru sectorul public am accesat aici la dumneavoastră în județ și am accesat proiecte de succes. Și nu numai, suntem consultantul care a accesat fondurile pentru sistem și prietenii, respect pentru trecut. Vreau să vă anunț că acel proiect a înregistrat și acel eveniment a înregistrat un maxim de audiență, peste 25.000 de participanți la eveniment. Referitor strict la acest proiect, domnul director a accentuat exact ceea ce era cel mai important. Este un proiect finanțat în cadrul programului operațional regional, axa 4, domeniul major de intervenție 4-3. Cum a spus și dumnealui, este un grant mică valoare, însă destul de important pentru dezvoltarea acestei societăți și nu numai, pentru dezvoltare locală, pentru dezvoltare județeană și pentru dezvoltare regională.